Un tânăr din Maramureș, care a pierit duminică dimineața într-un accident rutier, a salvat șase vieți după ce familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor băiatului lor. Operația de prelevare a organelor a fost realizată la Spitalul Județean din Baia Mare de echipe de medici din București, Cluj și Olanda. Plămânii bărbatului au fost transportați de urgență în Olanda pentru a salva două vieți. Inima și ficatul tânărului au fost duse la București, în timp ce renichii au ajuns la Cluj. Inițial, la Institutul de Transplant Renal din Cluj au fost chemați șapte pacienți, iar alegerea celor doi bolnavi care să beneficieze de acest transplant s-a făcut pe baza unui algoritm special. Sunt mai multe criterii. Primele și cele mai importante sunt criteriile imunologice. Din punct de vedere al criteriilor imunologice, se spune că sunt două categorii. Unele care sunt de excludere absolută, cum este crossmatch ul în care testezi direct dacă e o reacție organismului directă împotriva. Um, limfocitelor donatorului, atunci un astfel de primitor se exclude un alt nivel de testare imunologică este cel al HLA-ului. HLA-ul puteți privi așa ca un fel de nume. După efectuarea testelor, medicii au stabilit că cei care vor primi rinichii tânărului vor fi doi bărbați. Iulian are 37 de ani, a fost toată viața șofer pe tir și din cauza oboselii și a poziției de condus, rinichii au cedat. Este din Constanța și a călătorit toată noaptea până la Cluj. Speră că va scăpa de chinul dializei de trei ori pe săptămână. Trei de sunt de trei ani și jumătate, să zic așa. Dializă fac de trei. Am făcut analizele și acum sper să fie eu persoana norocoasă, să zic așa. Fiecare vrea să fie cel norocos. Aveți emoții? Normal că nu. Mihai are 42 de ani și este din Suceava. În 2008, familia lui a pierdut tot din cauza inundațiilor, iar grijile, stresul și umezeala în care a fost nevoit să locuiască i-au făcut organismul să cedeze. Face dializă de trei ori pe săptămână și spune că a așteptat zi și noapte să sune telefonul și să audă vestea că poate începe o viață nouă. Pe listă la Cluj sunt de un an, de trei ani sunt bolnav, sunt și pe alte două liste, dar speranțele sunt aici. Aseară a sunat telefonul. Îl așteptăm de trei ani să sune. Ne-am îmbrăcat și am la drum. Numărul operațiilor efectuate în acest an la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca a crescut față de anul trecut. În 2017, medicii clujeni au avut 55 de transplanturi, iar anul acesta deja s-au efectuat 61 de operații de acest tip.